Ne aflăm în inima României, într-un județ care se mândrește pe lângă resursele sale naturale, cu stațiuni turistice și balneoclimaterice deosebite, dar mai ales cu niște peisaje absolut superbe. Descrierea bineînțeles că s-ar putea potrivi multor zone din România care se mândresc cu frumuseți naturale deosebite, dar aici suntem în județul Harghita. Peste 320.000 de oameni trăiesc în acest județ, într-o multiculturalitate etnică. Dar cel mai important pentru dezvoltarea unei comunități durabile este climatul de ordine și siguranță. Vă invit să descoperiți acest județ deosebit, privit prin ochii polițiștilor harghiten. În momentele următoare, vi vom prezenta pe șeful poliției orașului Bălan, totodată și imaginea poliției Harghitene, fiind ales purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita. Polițistul Gheorghe Filip este mai întâi. Îmi place mie să spun mereu acest lucru și să și cred asta, și cred cu tărie că este omul Gheorghe Filip. Eu am născut aici, în județul Harghita, am crescut aici și am rămas aici după anumite intermitențe generate de viața mea uh, ulterioară, mai cu seamă uh, în adolescență și imediat după aceea. Am revenit și am rămas aici polițist. Ei bine, de la acel moment toate s-au succedat într-o multitudine de activități, de preocupări. Am avut chiar e, foarte multe profesii. E, dacă vă spun că am trecut, de pildă, de la profesia de asistent artistic și prezentator profesionist al ansamblului folcloric Rapsodia, calimanilor de la Toplița, la aceea de vagonetar subteran, apoi am revenit cumva în spațiul și mediul artistic în ceea ce privește pregătirea unor tineri, unor copii, de fapt, pentru că am avut jumătate de catedră ca profesor, instructor teatru, am lucrat și la Casa de Cultură ca și instructor metodist o perioadă, am lucrat la sonde, am lucrat în piață, am lucrat în foarte, foarte multe domenii de activitate și în sfârșit se pare că mi-am găsit cumva, dacă nu de plină amenire, în orice caz pe cea mai importantă, în a fi polițist, ceea ce am rămas, după cum se vede, de am depășit deja 24 de ani. Cum este viața de polițist harghitean? Este important de precizat faptul că eu am făcut trecerea de la cetățeanul harghitean la polițistul harghitean foarte simplu, pentru că am devenit polițist în orașul meu natal, Bălan, orașul unde m-am născut, acolo unde am rămas până după uh, absolvirea clasei A8-a, după care am plecat la Mircurea Ciuc, la liceul de matematică fizică de atunci și, uh, evident, viața m-a purtat apoi pe alte căi, până la revenirea în județul Harghita și uh, implicit în orașul Bălan. De fapt, exact acolo am poposit ca și polițist în 1995, pe 10 ianuarie s-a întâmplat acest lucru în urma unui concurs și astfel uh, am rămas acolo aproape 4 ani de poliție de ordine publică, am fost agent de ordine la poliția orașului Bălan, după care aproape alți încă opt ani am fost la judiciar, uh, denuit acum uh, investigații criminale după care am devenit purtătorul de cuvânt al inspectoratului. Acest lucru s-a întâmplat în 2006. Cum ați relaționat cu oamenii de aici în calitate de polițist? După cum ați spus, am avut un avantaj prin a mă fi născut aici, însă asta n-a fost numai decât un avantaj, sau nu în totalitate, nu pe deplin, pentru că sunt și dezavantaje în sensul în care eu sunt dator să veghez la respectarea legalității, categoric mi-a revenit după aceea misiunea de a veghea ca și seminii mei, concetățenii mei, să respecte de asemenea legalitatea. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră din momentul în care ați ales să vă schimbați radical cariera și ați mers pe drumul acesta al omului în uniformă? S-a schimbat radical și viața. Potrivit spuselor noastre, s-a schimbat cariera, dar s-a schimbat și viața. Pentru că, încet, încet, am conștientizat și eu că nu mai sunt același și că trebuie să mă comport cumva altfel. Să știți că eu am respectat, am prețuit chiar această profesie ținută de polițist încă din primul moment. Eu n-am dus o sacoșă atunci când mergeam la cumpărături de pildă pentru că mi se părea incorrect să asociez o sacoșă de piață acestei ținute pentru că nu e puțin lucru și cred cu tărie că profesia de polițist este una nobilă. Este una care trebuie tratată ca atare și dacă eu n-aș fi prețuit-o, cred că n-aș fi însuflat respect și prețuire celor din jur. Iată de ce? Așa am socotit de cuvință că trebuie să mă comport și cred că pe cale de consecință, după cum spuneam, am atras și uh, prețuirea oamenilor față de această profesie. În primul rând, nu față de mine ca și persoană pentru că eu însumi n-am devenit altcineva. Am rămas și am spus-o și în alte rânduri în continuare fiul părinților mei, am devenit polițist fiind soțul soției mele, nu s-a căsătorit cu soția mea polițistul, ci omul care sunt, așadar el n-a dispărut. Eu am rămas în continuare același, am devenit ulterior tatăl copiilor mei, sunt în continuare omul care îmbracă această ținută și desfășoară această activitate de polițist și uh, profesia de polițist este cea care uh, uh, este a mea, cumva, și eu sunt al ei, până la pensionare, căci și acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Și până una alta, fără un om se poate trăi, fără toți nu. Așadar și eu voi fi înlocuibil și înlocuit la un moment dat, Așa cum, dar oamenii din jur vor rămâne și locurile acestea minunate de asemenea. Cum este viața într-un oraș care nu este neapărat foarte mare? Orașul Bălan are undeva între 5-6 mii de locuitori. Care sunt provocările polițistului în munca lui de zi cu zi acolo? E greu de spus și iarăși este foarte mult de spus, pentru că e ca peste tot viața de polițist într-un oraș mic, pentru că avem fiecare linii de muncă avem fiecare atribuții de îndeplinit, avem competențe și în virtutea acestora ne desfășurăm activitatea. Ne putem confrunta la un moment dat cu probleme pe linie judiciară. E adevărat că în momentul de față suntem în orașul Bălan atâția polițiști cât la un moment dat eram în serviciu pe un schimb. Am diminuat foarte tare numărul acestor polițiști care își desfășoară activitatea acolo și acest lucru, sigur, atrage o povară foarte mare profesională. Un volum imens de muncă. Oamenii care îmbracă această uniformă trebuie să desfășoare activitatea cu mai multă responsabilitate, cu mai multă dăruire. Fără nicio exagerare, sunt polițiști care petrec mult mai mult timp la locul de muncă decât alături de familie, acasă, în sânul familiei, alături de cei dragi. Sunt polițiști care, iarăși, fără nicio exagerare, afirm cu tărie că se întâmplă să-și găsească acasă copiii dormind seara când ajung în sfârșit și să-i lase dormind dimineața când pleacă din nou la muncă. Nu ne plângem, ne facem datoria așa cum trebuie pentru că ne asumăm acest lucru și pentru că ne-am înhămat la căruța aceasta frumoasă, minunată, încărcată cu daruri pentru semenii noștri, și anume, ordine, liniște, siguranță. Este extraordinar să ai satisfacția aceasta că ai prins un hoț, dar nu doar asta, și că ai recuperat prejudiciul și l-ai restituit unei bătrânele de pildă care și-a pierdut pensia, de exemplu, prin faptul că un oportunist să nu-i spun altfel, i-a sustras-o. Care ar fi cele mai mari satisfacții pe care le poate avea un polițist care își desfășoară activitatea într-un oraș? Cum este orașul în care lucrați dumneavoastră? Mi-e foarte greu să spun care ar fi cea mai mare satisfacție. Mi-a fost drag de pildă atunci când, să zicem, am prins un grup de infractori. Aveam, la un dat, lucram la judiciar la Bălan și aveam 30 și ceva de furturi din anexe gospodărești, din garaje și chiar din locuințe și toate erau un lucru cu autor necunoscut pe o perioadă foarte scurtă de timp. Și la un moment dat am izbutit cu echipa pe care o aveam noi acolo să identificăm autorii și să recuperăm o parte dintre bunurile sustrase. A fost un caz foarte complex, amplu, în care am prins șase uh, 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 suspecții de furt și uh, un suspect de tăinuire, pentru că era gazda acestor infractori și uh, tăinuia bunuri pe care aceștia le furau și apoi le uh, valorificau. Uh, dar o altă uh, experiență frumoasă am avut atunci când un grup de străini Într-una dintre zile, turiștii au plecat în vizită în Corund, acolo unde au cumpărat suveniruri, au vizitat ce au. Uh, mă rog, la revenirea în orașul Bălan, la locul în care erau cazați, în schimb, au constatat că le-au fost sustrase mai multe bunuri. Și, închipuiți-vă cât de important a fost pentru ei și pentru noi. Ca dimineață, după ce uh, am efectuat seara târziu, cercetarea la fața locului, am uh, uh, evident audiat persoane, am încercat un minim de cercetări, de investigații și am continuat acest lucru și peste noapte, dimineață noi i-am trezit și le-am restituit aproximativ 130-140% din prejudiciul uh, cauzat. Adică nu cauzat numai decât, ci din prejudiciul declarat sau reclamat. Și asta se explică prin faptul că le arătam, de pildă, un aparat de fotografiat, acesta alcuie, Hei, și ăsta s-a furat, sau un reportofon. Ah, și A, și ăsta mi-a dispărut. Și erau. Uh, 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 au fost, au rămas impresionați, zic eu, și am primit și o scrisoare de mulțumire în acest sens, pentru faptul că polițiștii români le-au de, le descoperit și le-au restituit mai mult decât bunurile reclamate ca furate. Și sunt multe, foarte multe alte exemple, dar trebuie să stăm foarte mult. Imaginați-vă că am lucrat 24 de ani și atunci nu ne ajung. Uh, Câteva minute ne trebuie foarte mult timp Expresia de pe chipul dumneavoastră Este foarte grăitoare Legat de tot ce ați spus până acum Pentru că am vorbit de satisfacție de să trecem și la un alt pol, acel al provocărilor Ca și profesie a fost o mare Foarte mare provocare pentru mine Să mă întorc în orașul în care Am trăit În care am devenit polițist Și am și lucrat aproape 12 ani Să mă întorc după o perioadă De alți 12 ani de purtător de cuvânt să mă întorc șef al poliției orașului Bălan. A fost o mare provocare, dar a fost o dragă provocare, pentru că m-am întors cumva acasă. Mi-am întâlnit acolo prieteni, cunoscuți, Evident că au apărut fețe noi, figuri zâmbitoare, mai mult sau mai puțin, dar noi, pe care eu nu le cunoșteam și noi ne cunoșteam cu toții acolo. E o localitate mică, a frumos, așa, între munți la poalele Hășmașului și parcursă de râul Olt este, de altfel, prima localitate prin care curge râul Olt. Este o frumusețe nebună, orașul acesta, cu pajiște, cât vezi cu ochii, primăvara acoperită de albul ghioceilor sau cu florile de colț din partea de nord de la Piatra Singuratică sau cu capra neagră pe care am întâlnit-o uneori, n-aș vrea să aduc în discuție urșii pentru că sunt de o actualitate cumva altfel decât plăcută în anumite situații, dar și ei fac parte din decorul acesta mirific pe care Dumnezeu ne l-a hrăzit și ne-a lăsat să-l trăim, să-l respirăm, iată. De pentru care trebuie să mulțumim pentru orice. Și atunci, provocarea, cred, supremă, este aceea de a găsi metode prin care să mulțumim bunului Dumnezeu pentru ce ne-a dat și pentru ce ne-a lăsat. Ce frumos ar fi ca fiecare să-și întoarcem câte ceva din ce am primit. Și asta este o oportunitate și o mare, imensă provocare pentru mine. Sunteți și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Harghita. Sunteți imaginea acestei instituții în relația cu mass media, în relația cu cetățenii. Cum vi s-au fărut provocările din acest punct de vedere și de ce considerați că este atât de importantă comunicarea poliției cu oamenii? Este esențială, nu e importantă, este esențială, își zice, pentru că eu nu sunt imaginea, reprezint imaginea aceasta. Este foarte important ca gândul nostru să ajungă la oameni. Pentru că ei trebuie să înțeleagă că noi toți suntem de aceeași parte a baricadei. Dacă există o baricadă, dar să zicem că e una imaginară, e bine, noi suntem alături de cetățeni. Mie niciodată nu mi-a plăcut să spun uh, uh, trebuie să ne apropiem de cetățeni. Am chiar contrazis această sintagmă tocmai datorită faptului că eu socot, că eu fiind cetățean nu pot să mă apropii de o comunitate în care deja sunt. Deci eu sunt acolo, nu, nu trebuie să fac eforturi să fiu acolo, sunt acolo. Important este să mă simtă ei, ca fiind alături de ei, împreună cu ei, cetățenii care îmi sunt prieteni, care îmi sunt rude, care îmi sunt cunoscuți. De altfel, copiii mei nu merg la școală uh, polițienească, ei merg la școală în comunitate. Soția mea lucrează alături de alți oameni din comunitate. Cum pot fi eu în altă parte decât acolo, alături de ei, împreună cu ei? Așadar, asta este ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că lucrăm împreună, muncim împreună chiar, suferim împreună dacă e nevoie, avem și vitregii, nu avem doar uh, lucruri roz, frumoase, minunate, avem și uh, uh, piedici, avem și uh, poticniri, avem tot felul de, de, de cumpene în viață pe care e important e să stăm aproape, să stăm umăr la umăr și să le depășim. Atunci când există comunicare, iată, că aici voiam să ajung, este Importantă comunicarea din acest punct de vedere este esențială. Pentru că dacă nu comunicăm, noi nu vom ști niciodată și iată, și situația operativă poate fi mult mai bine gestionată dacă noi știm cu ce probleme se confruntă semenii noștri. Fiindcă eu n-am de unde să știu și nu pot fi acolo atunci când o femeie este agresată în, de, de soțul ei, de pildă, sau de concubin, nu are importanță. Dar acest lucru se întâmplă în mediul familiei, într-un spațiu restrâns, unde polițistul nu are acces imediat sau permanent, polițistul nu poate fi, șofer în locul oamenilor, dar el poate să-i dirigeze, poate să le ofere recomandări, poate să-i tempereze la un moment dat, inclusiv o sancțiune poate fi un bine făcut cetățeanului și el va înțelege asta dacă are înțelepciunea, maturitatea necesară și deschiderea să facă asta. Pentru că o măsură coercitivă poate fi în favoarea chiar acelui împotriva căruia s-a căruia luat această măsură. Cum s-a schimbat relația dintre poliție și comunitatea locală în cei peste 20 de ani de când dumneavoastră ați ales să îmbrăcați uniforma? Foarte mult, foarte mult s-a schimbat pentru că oamenii au avut un recul, un soi de resentiment față de această profesie și față de, de colegii mei, dar, după cum spuneam anterior, oamenii cu, cu înțelepciune și cu o maturitate sănătoasă au priceput că noi le suntem alături, noi nu le suntem sprijin, nu, nu le suntem inamic. Noi le suntem prieteni chiar atunci când se impune și nu numai. Pentru că am știut să facem lucruri frumoase și. Categoric, nu ne iubesc oamenii în totalitate. N-au cum să facă acest lucru. Pentru că noi suntem cei care aplicăm sancțiuni contravenționale, ridicăm și reținem permise de conducere în vederea suspendării dreptului a conduce, întocmim dosare de cercetare penală, efectuăm confiscări de materiale lemnos sau în domeniul comercial, pe linie economică. În toate domeniile suntem cei care iau măsuri de sancționare, coercitive, după, după cum spuneam. Și atunci, clar că nu pot toți să ne iubească. Ne interesează să ne aprecieze și să simtă că le suntem sprijin, oamenii normali, cinstiți, demni, decenți și civilizați. Asta este pentru noi marea răsplată pentru munca pe care o desfășurăm. Dacă ar sta în puterea dumneavoastră să schimbați ceva, ce ați schimba? În ideea în care știm că trebuie să respectăm legea și conștientizăm de ce trebuie să facem acest lucru, este limpede că nu vom acorda doar sprijin sistemului de ordine și siguranță publică ci noi înșine vom fi parte din el și atunci se va desăvârși acel parteneriat despre care spuneam, polițist, cetățean autorități publice, locale trebuie să conlucrăm cu toții să fim parteneri și în interesul nostru comun, al tuturor Nu vreau să încheiem discuția noastră fără a le oferi telespectatorilor prin intermediul dumneavoastră să le prezentăm o scurtă imagine, să spunem așa, vorbită și văzută a județului Harghita. Cu ce se deosebește județul Harghita de restul zonelor minunate din această țară? Păi, dacă vorbim de țară, să știți că țara noastră e minunată, în primul rând. Ne-a hărăzit Dumnezeu cu tot ce își poate visa un muritor de rând în lume și în viață. Ne-a dat mare, ne-a dat delta, ne-a dat munți, ne-a dat deal, ne-a dat câmpie, ne-a dat de toate. Iar dacă venim în județul Harghita, doamne, cât ar fi de zis și despre asta. Numai în orașul Bălan vă spuneam că avem acolo curs de apă, că avem ape minerale. În județul Harghita avem foarte multe izvoare de apă minerală, dar nu avem doar la Bălan, avem la Tușna, avem la Borse, avem doar sunt cunoscute aceste ape minerale, dar în afara celor care pot fi găsite în magazine sunt izvoare care curg pur și simplu și ne ne așteaptă să, să să le savurăm în primul rând și să ne însănătoșim pentru că sunt efecte terapeutice foarte bune ale acestor izvoare, diferite fiecare, nu sunt toate la fel. Trebuie să ne informăm și să vedem că găsim lucruri extraordinare. Pe urmă avem uh, fructe de pădure, avem mure, avem zmeură, avem uh, afine, uh, o sumedenie cade natura pe noi și nu profităm. Avem salcâm care ne poate oferi sirop, dulcețuri, gemuri și așa mai departe, toate fructele de pădure de altfel. Dar avem stațiunile acestea de o frumusețe aparte și aproape neexplorată. Putem urca și aici unde suntem noi. Vin foarte puțini oameni. Avem băile Harghita, avem lacul Roșu, lacul Sfânta Ana, borsecul de asemenea care oferă niște împrejurimi extraordinare, dar toate zonele acestea montane sunt, sunt deosebite. Acestea sunt doar câteva dintre argumentele care fac din județul Harghita un colț de rai, atât pentru locuitorii județului, cât și pentru cei care doresc să ne viziteze județul. În acest context chiar invit turiștii, potențialii turiști care vor să treacă printr-un loc mirific, printr-un loc minunat, să nu ocolească județul nostru, fiindcă nu e prima experiență pe care am trăit-o cu niște prieteni care au venit aici prima dată, au promis și s-au ținut de cuvânt că nu e ultima dată. Așadar, cine vine aici, nu e vorbă în vânt, chiar va reveni s-a întâmplat deja și sunt convins că se va întâmpla în continuare. Trebuie doar să facem primul pas. Ați avut ocazia în munca dumneavoastră cu siguranță să interacționați direct de foarte multe ori cu cetățenii din acest județ. Care este feedback-ul pe care l-ați avut din partea lor? Am colegi care își fac datoria și foarte puțin au fost situațiile în care a trebuit să justific lipsa competenței, lipsa implicării, ori alte lipsuri. Însă, dacă se întâmplă acest lucru, noi am spus-o și o repetăm de câte ori avem prilejul și o fac și eu acum. Noi vom fi primii care îi vom arăta cu degetul și mai mult decât atât vom lua măsuri împotriva polițiștilor care nu își fac datoria sau își îndeplinesc atribuțiile în mod defectuos. Pentru că este cât se poate de normal dacă cerem Respect, trebuie să ne respectăm noi înșine și, mai mult decât atât, să respectăm cetățeanul. Și noi, cetățeanul, respectăm astfel, făcându-ne pe deplin, corect și demn decent datoria. Cum se clădește o relație constructivă între polițiști și cetățeni? Înțelegere, prietenie, parteneriat. Dacă ne înțelegem unii cu alții, avem mari șanse să devenim prieteni și parteneri în domeniul acesta al ordinii, liniștii și siguranței publice, de care să ne bucurăm atât în sânul familiei, cât și în comunitatea din care face parte cu toții.